Declarația mea de astăzi are ca subiect ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și consecințele acesteia asupra României. Doamnelor și domnilor deputați, autoritățile de la București ar trebui să trateze Brexitul cu mai multă seriozitate și implicare. După cum probabil știți, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord urmează să iasă din Uniunea Europeană, iar acest lucru se pozează într-o provocare majoră pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Implicațiile în unui asemenea proces în plan economic, social, financiar și politic sunt atât de complexe încât nimeni nu poate intui cu acuratețe cum vor evolua lucrurile după ce ruptura acestei țări de blocul comunitar se va finaliza. Ceea ce știm, sau ar trebui să știm însă, este că repercusiunile asupra celorlalte state membre sunt extrem de însemnate, iar România nu face excepție. De ce? Pentru că Marea Britanie se află una dintre cele mai importante comunități românești aflate în afara granițelor, adică aproximativ 411.000 de români, deși știm cu toții că numărul real este mult mai mare. Ne aflăm așadar în fața unei probleme spinoase. Ce facem cu românii aflați la muncă sau la studiu în Marea Britanie? Cum îi sprijinim în procesul de tranziție de la statutul de cetățeni europeni la statutul de imigranți proveniți din România? Cum îi putem apăra mai bine de abuzuri și discriminare? Doamnelor și domnilor deputați, România are obligația morală și politică să fie parte activă în procesul de negociere privind Brexitul, pentru că trebuie să ne asigurăm că interesele statului și a cetățenilor noștri sunt apărate. Va trebui să investim mai mult în capacitatea de asociere a românilor din Marea Britanie, astfel încât aceștia să capete o voce mai puternică. Primul pas pe care autoritățile de la București ar trebui să-l facă, bineînțeles împreună cu Ambasada României la Londra, autoritățile locale britanice și mediul asociativ românesc, este să informeze cetățenii români din Marea Britanie cu privire la drepturile și obligațiile pe care le vor avea după producerea efectivă a Brexitului. De asemenea, vor trebui să monitorizeze respectarea statutului pe care îl vor avea românii din Marea Britanie și să fie pregătite să ofere asistență și sprijin în cazuri concrete. În egală măsură, autoritățile de la București ar trebui să analizeze situația studenților români aflați în Regatul Unit și să se asigure că aceștia se vor bucura de condiții echitabile de studiu și după producerea Brexitului. Stimate colege, stimați colegi, închei prin a sublinea un lucru foarte important. Țara noastră are o șansă unică. La începutul anului 2019, România va deține pentru prima dată în istoria Uniunii președinția Consiliului Uniunii Europene. Ideal ar fi să o valorificăm maximal, inclusiv în ceea ce privește dosarul Brexitului. România va putea schița, chiar și în linii mari, principalele direcții ale negocierilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în acele domenii de politică în care este necesară cooperarea dintre cele două părți. În încheiere, îmi doresc foarte mult să nu irosim această șansă. Declarația mea politică se intitulează Proiectul de țară și înspăimântătoarea noastră realitate. Vă spun cu maximă responsabilitate că actuala guvernare a instituționalizat incompetența și minciuna, ridicându-le la rang de politică de stat. Câtă vreme se minte zi de zi, consecvent, de la nivelul Guvernului României, iar în spațiul public, ciocoiul, lider de partid Liviu Dragnea, este campionul cinic al gogonatelor, îi urmează exemplul cu tupeu nemărginit și cei din subordinea sa. Mint dezolant, revoltător, reprezentanții instituțiilor statului, ne îmbolnăvește orbitor, minciuna generalizată, îndobitocirea, ni se construiește politicianist, o existență demagogică paralelă cu realitatea. În această cheie a degenerării morale o ducem tot mai bine. Au crescut salariile, cresc pensiile, crește năucitor nivelul de trai al românilor într-o competiție paradigmatică a altor similare creșteri. A prețurilor la combustibil, energie și alimente, cu sporirea inflației și tot mai nărăvașul robor, cu lipsa marilor proiecte de investiții și de bandada impredictibilității fiscale, economice, confruntați tot mai periculos cu nesiguranța îngrozitoare a zilei de mâine. Spre exemplu, în județul Mureș, cel mai important obiectiv de investiții, amenajarea hidroenergetică Răstolița, o lucrare de utilitate publică de interes național, este tergiversată mincinos din 2012 încoace. Pe atunci, la încheierea mandatului meu de prefect, proiectul se afla în stadiul realizării a 90% dintre lucrări și urma să fie dat în folosință la o primă capacitate. Ca parlamentar, întreb de atunci în fiecare an Ministerul Energiei ce mai are de gând cu acest proiect investițional.
În răspunsul primit anul trecut, sunt informat că lucrările la baraj se găsesc într-o fază înaintată, fiind realizate în proporție de 90%, adică la fel ca în 2012, existând premisele punerii în funcțiune a obiectivului la nivelul minim energetic în aproximativ 18 luni. Au uitat cei de la minister ce minciună mi-au turnat în 2016, iar de curând mi-au răspuns în esență la fel, arătând doar că termenul de finalizare al lucrărilor a crescut de la 18 la 24 de luni. În plus, m-au informat ce au reușit într-un an de zile, respectiv niște documentații cadastrale. În acest timp, liderii PSD anunță finalizarea acestui proiect pe la manifestările publice din județul Mureș. Îndrăznește doar să-i crezi. Avem totuși o certitudine. Pe măsură ce ne apropiem de 1 decembrie 2018, vedem inechivoc proiectul de țară, cu ghilimele de rigoare, al PSD-ALDE, care a călăuzit de 2 ani încoace toate energiile guvernanților. Se consacră pe zi ce trece ceea ce a început ca un coșmar dintr-o noapte. Ordonanța 13 și anihilarea politică a justiției, desființarea separației puterilor în stat și aservirea magistraților intereselor unor infractori politici care vor să scape de condamnări, pușcărie și propriile dosare penale. Aceasta este cu adevărat o certitudine. Nu e născoceală, scorneală, brașoavă, nu e niciun trombon și nici nu apare în programul de guvernare cu care s-a câștigat, evident, prin înșelăciune și dezinformare, chiar guvernarea României. În declarația politică de astăzi voi vorbi despre prioritățile PSD pentru dezvoltarea infrastructurii. Stimați colegi, la sfârșitul lunii septembrie prezentam o declarație politică referitoare la proiectele de infrastructură ce urmează a fi realizate cu bani europeni. M-am axat în această declarație mai ales pe proiectele de infrastructură rutieră, care au fost transmise spre finanțare Comisiei Europene. Astăzi voi prezenta câteva priorități ale Guvernului României cu privire la dezvoltarea infrastructurii în zona de vest a României. Cunoaștem cu toții că dezvoltarea infrastructurii va duce la noi oportunități de dezvoltare economică, la creșterea de noi locuri de muncă și la creșterea nivelului de trai al locuitorilor din zonele respective. În calitate de deputat de Caraș-Severin, acord o deosebită importanță și atenție proiectelor ce vizează zona de vest și sud-vest a României, zonă cu mare potențial de dezvoltare economică, având în vedere așezarea strategică a acesteia. Spre exemplu, județul Caraș-Severin are o graniță comună cu Serbia, iar la nord se învecinează cu județul Timiș, ceea ce îi oferă o poziție privilegiată în dezvoltarea relațiilor economice dintre Uniunea Europeană și Serbia, stat ce a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Unul dintre proiectele de infrastructură importante din zonă îl reprezintă realizarea drumului expres Craiova-Pitești. Acest proiect este prins în programul de guvernare și a fost transmis Comisiei Europene spre aprobarea finanțării. Costul total al acestui proiect este aproximativ 1 miliard de euro, iar execuția urmează să se desfășoare în perioada 2019-2022. Un alt proiect important prins în programul de guvernare este finalizarea autostrăzii Lugoș-Deva, care se află la un stadiu avansat de executare și urmează să fie finalizat până la finalul acestui an, cel târziu, în prima parte a anului viitor. Din punct de vedere al investițiilor în infrastructura feroviară, consider că a devenit prioritară reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii feroviare pe linia București-Craiova, proiect prins în programul de guvernare și care are alocat un buget de aproximativ 68 de milioane de euro. Un astfel de proiect a devenit extrem de important, având în vedere și accidentul care s-a produs pe acest tronson în vară și din cauza căruia circulația spre Craiova se desfășoară cu mare dificultate. De asemenea, la nivelul infrastructurii navale, se urmărește modernizarea porturilor. Unul dintre porturile prinse în programul de modernizare este acela de la Drobeta-Turnu Severin, unde urmează să construiască un nou terminal trimodal și modernizarea infrastructurii portuare, astfel încât să crească volumul de operare de mărfuri și să fie diminuate costurile de operare. După cum se poate observa, PSD a votat un program de guvernare care conține proiecte de infrastructură în toate domeniile relevante. O parte dintre proiecte sunt deja în executare, iar altele urmează să intre în executare, în funcție de modul în care se va atrage finanțarea și vor fi rezolvate problemele referitoare la avizele necesare. Prin promovarea acestor proiecte, PSD arată că se gândește la dezvoltarea României pe termen mediu și lung și este singurul partid de pe scena politică
care are o viziune strategică, sustenabilă pentru dezvoltarea economică a țării. Vorbesc întotdeauna cu satisfacție de fiecare promisiune din programul de guvernare atunci când ea este dusă la îndeplinire. Astăzi putem vorbi de un alt succes, de data aceasta în ceea ce privește relansarea Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Ion Cantacuzino. Devenit obiectiv strategic național odată cu trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Pentru că, da, prevenirea îmbolnăvirilor, controlul bolilor transmisibile și sănătatea publică reprezintă o problemă de siguranță națională. Din păcate, această activitate necesită timp, chiar dacă guvernul alocă fonduri importante, pentru că an și an această unitate de cercetare cu recunoaștere internațională a fost neglijată, subfinanțată, lăsată să se prăbușească. Înființat în 1921 la inițiativa profesorului Ioan Cantacuzino, prin decretul dat de regele Ferdinand I, Institutul Cantacuzino avea drept scop imunizarea populațiilor contra pandemiilor și epidemiilor. De-a lungul timpului, eforturile Institutului au dus la eradicarea variolei în România și au ferit populația de tuberculoză, tetanos, difterie. În 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, Ministerul Sănătății a împrumutat 11 milioane de euro de la Banca Mondială pentru cumpărarea de aparatură modernă, fără de care Institutul nu mai primea aprobarea să producă vaccinuri și seruri. Laboratorul nou nu funcționează însă nici astăzi, deși acești bani au fost cheltuiți. Paradoxal este că, deși Institutul Cantacuzino a înregistrat un succes răsunător în 2009 și la fel și România, care putea să se protejeze de epidemia devastatoare de gripă, Institutul a simțit atunci declinul cel mai puternic, în câțiva ani adunând datorii de milioane. Rând pe rând s-au închis linii de producție, conturile au fost blocate și s-a preferat soluția importurilor. În 2010, Agenția Națională a Medicamentului a retras autorizațiile de producere și vânzare a oricărui tip de vaccin. De aceea, meritul guvernării PSD-ALDE, care și-a propus relansarea acestui institut, este cu atât mai important și ea a început cu trecerea sa oficială de la Ministerul Sănătății în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Zilele trecute, domnul ministru Fifor făcea bilanțul primei etape de relansare a producției, iar rezultatele sunt spectaculoase. Prima și cea mai importantă etapă a fost aceea a refacerii resursei umane, astfel că, printr-un memorandum aprobat de guvern, s-au aprobat un număr de 200 de posturi noi. Bugetul Institutului a crescut anul acesta cu aproape 185%, bani alocați echipamentelor moderne, de mare precizie, aparatură de ultimă generație pentru care se pregătesc ori s-au lansat deja procedurile de achiziții. La reparațiile curente s-au triplat alocările. Vă rog să vă apropiați de final. Ok. Pentru anul 2019 se are în vedere reluarea producției unor preparate tradiționale, cum ar fi Orostim, și sunt în pregătire și procesele de reluare a producției de Polidin și Cantastin. Relansarea acestui institut, care s-a bucurat de recunoaștere internațională, este încă o reușită a acestui guvern, o altă promisiune onorată care va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Declarația mea de astăzi se va numi Medicina Ieșeană se află în pole position. Stimați colegi, până nu demult sistemul sanitar din România a fost desconsiderat, slab finanțat și trecut prin așa zise reforme care nu au făcut altceva decât să-l slăbească. Dacă e să privim în urmă, măsurile menite să întărească sistemul sanitar l-au erodat de fapt. Efectele. Unități medicale închise, unele fiind unități de excelență, altele abia reabilitate din bani europeni. Iar în unitățile care au reușit să supraviețuiască așa zisei reforme, a fost redus numărul de paturi. Au avut de suferit atât pacienții cât și personalul medical. Să nu uităm faptul că grilele de salarizare foarte mici au determinat pe mulți dintre medicii români să-și încerce norocul dincolo de granițele țării. Rezultatul, un exod al personalului medical, tradus într-o pierdere financiară masivă pentru statul român. Partidul Social Democrat a restabilit firescul lucrurilor în domeniul sănătății românești. Au deschis cea mai mare parte a unităților medicale închise abuziv, a fost asigurat plata unor burse speciale pentru medicii rezidenți și rezolvată problema salarizării necorespunzătoare a celor care efectuează actul medical în unitățile de stat.
iar autoritățile locale care au în administrare unități medicale au scris proiecte eligibile pentru finanțare europeană, reușind astfel să reabiliteze și să doteze unități medicale cu echipamente de ultimă generație. Iașul și-a îndreptat atenția și spre indicatori care au plasat România la coada clasamentului țărilor din Uniunea Europeană. Procentul ridicat al mortalității infantile și vectorul indicelui natalității și al fertilității printre cele mai scăzute din Europa. Aceste domenii sunt o preocupare permanentă pentru autoritățile locale și pentru grupul parlamentar al PSD Iași, de aceea au fost sprijinite toate proiectele de reabilitare și dotare cu echipament medical a unităților sanitare care au competență în domeniile de mai sus, iar implicarea a adus rezultate. S-a implementat și s-a obținut finanțare pentru proiectul extindere și dotare unitate funcțională regională de urgență din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Sfânta Maria Iași. Proiectul are o valoare totală de 12.178.373 lei. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iași va beneficia de un nou mamograf și va avea echipamente de screening digital pentru diagnosticarea cancerului de col uterin sau a formelor de cancer mamar. Și să nu uităm în ultimul rând, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași va beneficia în scurt timp de un centru ultramodern de fertilizare in vitro. Spitalele din județul Iași au la dispoziție pentru investițiile făcute în perioada 2014-2017 32 de milioane de euro. Sunt cheltuieli eligibile ce pot fi recuperate pe bază de cerere de rambursare dacă aceste cheltuieli au fost făcute în cadrul următoarelor capitole: echipamente medicale, reabilitare, extindere și modernizare ambulatorii și unități de primiri urgențe. Sunt câteva din exemple de reușite ce ne demonstrează că sănătatea românească nu este o cenușăreasă, ci se află în fruntea listei priorităților autorităților centrale. Iar sănătatea ieșeană este prioritară atât pentru autoritățile locale, cât și pentru toți parlamentarii care reprezintă coaliția de guvernare. Declarația mea politică este legată de necesitatea construirii autostrăzii Unirii. Săptămâna trecută, într-un gest fără precedent, Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, a tras de urechi guvernul Dragnea Dăncilă în chestiunea autostrăzii Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș. Gestul a fost șocant, mai ales că doamna Crețu provine din rândurile PSD, dar absolut de înțeles, având în vedere incompetența și reaua voință de care dă dovadă guvernul Dragnea Dăncilă în privința construcției acestei autostrăzi. Este ceea ce noi, parlamentarii PNL de Moldova și nu numai, am spus de nenumărate ori, dar nimeni nu ne-a luat în serios. Pentru că Ministerul Transporturilor sunt prea ocupați cu remanieri și cu construcții de autostrăzi pe hârtie, în așa fel încât la finalul zilei ni se spune facem, ne ocupăm, o să avem sute de kilometri de autostradă, numai că nu se dau drumul nici măcar la studiile de fezabilitate. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte. Avem bani pentru studiul de fezabilitate până în 2020, nu avem nicio solicitare pentru studiul de fezabilitate, a spus comisarul european, dar nimeni nu ascultă, așa cum nimeni din guvernul Dragnea Dăncilă nu ascultă de parlamentarii PNL atunci când le spuneam același lucru. Soluția construirii autostrăzii în parteneriat public-privat nu este o opțiune. Fondurile europene sunt bani gratis, dar pe care guvernul actual nu-i folosește pentru că trebuie să dea socoteală pentru aceștia și pentru că trebuie să muncească, să scrie proiecte, să le depună, să le urmărească parcursul. E mult mai ușor să stai cu mâna întinsă la bugetul de stat, nu-i așa? Fac un apel public și de aici, de la tribuna Camerei Deputaților, atât pentru ministrul transportului Lucian Șova, dar și pentru întregul guvern PSD-ALDE. Este absolut necesar să fie demarate procedurile pentru finanțarea construcției autostrăzii Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș din fonduri europene. Faceți o solicitare de finanțare către Comisia Europeană pentru demararea proiectului autostrăzii Unirii. Există fonduri europene pentru studiul de fezabilitate care poate fi finalizat până în 2020, urmând ca în 2021 să înceapă construcția efectivă a autostrăzii. Domnule Lucian Șova, sunteți parlamentar de Bacău, reprezentat zona Moldovei. Ar fi cu atât mai mult o rușine pentru dumneavoastră să nu demarați acest proiect important.
Dacă îl blocați în continuare, veți rămâne în istorie ca ministrul transporturilor care putea să pună bazele demarării proiectului Autostrăzii Unirii, Iași-Târgu Mureș, dar nu a făcut nimic în acest sens. Regiunea Moldovei înregistrează un PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 40% mai mic decât media națională, iar lipsa unei conexiuni între regiunea de nord-est și vestul țării îi determină pe investitori să evite județele Moldovei. Domnule Șova, chiar vreți să fiți autorul moral al blocării acestui proiect esențial pentru dezvoltarea Moldovei? Am aflat săptămânile trecute, punând cap la cap răspunsuri din partea Ministerului Transporturilor la interpelările mele, răspunsuri ale Comisiei Europene la adrese pe care le-am făcut, precum și alte înscrisuri, faptul că România a reușit să șteargă, pur și simplu, un coridor european de transport, nu doar din strategia sa, ci și din documente. Conform datelor oficiale, în 1998, autostrada Tișița-Albița, 155 de kilometri, avea studiu de prefezabilitate făcut de Iptana. Peste 5 ani, în legea numărul 203 din 2003, privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european, autostrada Tișița-Albița figura la poziția 11 în, citez, lista proiectelor prioritare identificate de România împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în anul 2015. Am încheiat citatul. Notați, vă rog, faptul că la vremea elaborării acestei legi, în Ministerul Transporturilor, pe diverse poziții, de la consilier personal al ministrului și până la director general, activa un specialist pe care astăzi îl regăsim în funcția de ministru al transporturilor, domnul Lucian Șova. Despre cum se fac autostrăzile în România, în teren, nu are sens să dezvolt acum. Pentru mine există trei categorii. Autostrăzi care se execută și în teren, cele din Transilvania și din sudul țării spre București, autostrăzi care se fac doar pe hârtie, cele care au legătură cu Moldova, și autostrăzi care au dispărut și de pe hârtie, șocând probabil și Comisia Europeană. Și aici mă refer la autostrada Tișița-Albița. Paradoxal, e vorba de tronsonul care unește pe traseul cel mai scurt cele două capitale românești, București și Chișinău, o legătură simbolică și economică de importanță strategică în momente în care discutăm de centenarul Unirii. Cu privire la modul în care politicieni și funcționari români, într-o complicitate rușinoasă, au asistat de-a lungul elaborării masterplanului general de transport la ștergerea acestui tronson din documentul strategic, urmează să ne lămurim. Cert este că toți cei care au avut atribuții în domeniul transporturilor, la nivel guvernamental, toți cei care au avut un cuvânt de spus de la nivel de consilier al primului ministru, consilier în minister și până la nivel de ministru în 2016 și până în 2016, se fac vinovați de sacrificarea întregii zone din estul Siretului. Strategia Uniunii Europene este una solidarității și a integrării. Strategia tuturor acestor cetățeni, români doar cu buletinul, a fost una a sabotajului și a dezbinării, a condamnării celor săraci într-o și mai mare izolare. Vreau să vă transmit un mesaj foarte clar. Bătălia pentru autostrada Tișița-Albița nu doar că nu se oprește aici, ci acesta este doar începutul, pentru că am și avem de câteva zile și susținerea înscrisă a Comisiei Europene și a doamnei comisar Corina Crețu, pentru care legătura cu Republica Moldova pe coridorul european către Vama Albița este prioritară. Urmează un pas foarte important, stimați colegi, proiectul de buget pe 2019. Dacă acest proiect de buget, la 20 de ani de când există studiul de prefezabilitate, nu prevede fonduri pentru studiul de fezabilitate și proiect tehnic pentru autostrada Tișița-Albița, să nu vă surprindă, domnule ministru Lucian Șova, un vot împotrivă de la vas lui.